Vă salut dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Impresara a postat o imagine cu fiul ei, iar alături de fotografie a pus și un mesaj emoționant. Eu sunt Ana Maria Prodan și vă prezint cel mai cel bărbățel de pe pământ. Cel mai deștept, înțelept, frumos, iubitor, minunat. Aerul meu Laurențiu Regecamfșer Loveu bac a scris impresara în urmă cu câteva zile. Ana Maria Prodan a mai transmis un mesaj cu subințeles pentru cei care o judecă pe ea și pe Laurențiu Regekampf. Se pare că nimic nu poate să o doboare pe impresară, astfel că celor care încearcă acest lucru le-a transmis faptul că nici dacă se mai nasc de milioane de ori, tot nu vor reuși să ajungă la nivelul ei și al familiei sale. După ce Laurențiu Reghecam a părăsit-o pe Ana Maria Prodan pentru Corina Caciuc, femeia care l-a făcut tată pentru a treia oară, impresara i-a declarat război acestuia. Acum lucrurile parcă s-au mai liniștit între ei, iar impresara nu mai are de gând să se certe cu tatăl fiului ei. Într-un interviu pentru Antena Stars, Ana Maria Prodan a declarat că își dorește să aibă parte de liniște și să încheie toate procesele cu Laurențiu Reghecamf. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.